seară și bine ați revenit cu draga prof. Anacol cu exerciții și probleme de matematică la algebră și geometrie. Așa, da, dragilor, clasa a 7-a. Operații în ea. În ea. Mulțumesc, domnule. Și ultima dată, vineri, am insistat și am tot spus așa, când avem modul dintr-o expresie, egal, lăsăm așa expresia, nu ne atingem de ea, egal cu expresia dată, expresia aceea este mai mare sau egal cu 0, și egal cu minus expresia, adică schimbăm tuturor termenele, semnul tuturor termenilor de acolo, da? Uh-huh. Dacă, virgulă, dacă această expresie constatăm că este negativ. Exemplu. Dacă aveți așa, radical din 8 minus 3 în modul, exemple, da? Exemplu. Radical din 8 minus 3, tot un modul, trebuie să încercăm să aflăm, asta este expresia de aici, da? Asta este expresia. Și trebuie să aflăm cum este radical din 8 minus 3. Deci expresia e de data asta, este egal cu radical din 8 minus 3. Ce părere aveți? E un număr negativ sau un număr pozitiv? Radical din 8 minus 3 e un număr negativ. Cum ai gândit? Păi 3 la 3 e 9, radical din 3. Așa, deci ai zis mai departe, egal cu radical din 8 minus radical din 9. Și cum 8 e mai mic decât 9, atunci rezultă și radical din 8 e mai mic decât radical din 9. Și în condițiile asta, e de parcă ar spune că radical din 8 e mai mic decât 3, nu? Da. Decât 3. Și dacă radical de 8 mai mic ca 3, știm la scădere cum se face. Să vedem din cel mai mare pe cel mai mic, de semnul cel mai mare. Deci este negativ. Așadar, ea a avut dreptate și înseamnă că eu aceasta e mai mic ca 0 și conform definiție, când eu e negativ, se schimbă semnul tuturor termenilor de acolo și va fi egal cu minus radical din 8 plus 3. Minus radical din 8 plus 3. Ceea ce v-am dat acum este clar, clar că atunci când aveți un modul dintr-o expresie, trebuie să calculați expresia aceea, vă interesați în final ce fel de număr vă dă și după calculul respectiv, adică dacă e negativ, schimbăm semnul tuturor, dacă e pozitiv, rămâne așa. Vă mai dau încă un exemplu. Și vreau să spuneți voi cum credeți că voi spune la 4 2 radical din 6 minus 5. 2 radical din 6 minus 5. Adi? Așa, introducem întregi modul și o să avem radical. Deci, nu modul în modul, întregi subradical. Așa, întregi subradical și o să avem radical din 6 ori 2. Cum 6 ori 2? Păi 2, când intre subradical are obligații. E 2 la 2. Deci 4. Da? Da. 4 ori 6, 24. Deci din radical din 24. Deci 4 minus 5. Minus 5. Și egal cu? Egal cu radical din 24 minus radical din 25. Așa, deci radical din 24 radical din 24 minus radical din 25. Și de aici radical din 24 mai mic decât radical din 25. Deci e negativ, se vede că e mai mare de 25. Deci așa, de aici rezultă că egal, deci egal mai departe. Egal cu minus radical din 24. Da. Plus radical din 25. Nu plus, da, plus radical din 25, plus 5 pe scurt, da? Da. Radical din 24 este rezolvat. Da, ați înțeles, acum
Hai, te rog, Mihaela. Gata, vreau să vă întreb. Radical din x pătrat este egal cu modul de x? Da. Radical din x pătrat este egal cu modul din x. Ce vrea să spun asta? Asta vrea. Adică... Să o înțelegem. Exact. X poate fi x și minus x și radical din x la a doua e x. Dacă ar fi minus? Și dacă ar fi minus x, nu are cum să fie un invers radical, nu? Așa. Deci eu zic așa, radical din... Minus 3 la pătrat, de exemplu. Minus 3, totul la pătrat. Cred că e cea mai bună... Conform lucrului pe care îl știm, zicem radical din 9, care face 3, da? Că minus 3 la a doua face 9. A, dacă îl facem așa, da. Păi așa ar fi ordinea. Sau putem să scoatem direct modul de minus 3? Iar dacă nu suntem atenți și zicem radical din minus 3 la a doua, simplificăm 2 cu 2 acela indice radicalului, da, și atunci ne dăm minus 3. Aha. Că noi ne știm despre x-ul ăsta, acum că îl vedem minus 3, îl vedem. Și intrăm în panică că radicalul nu poate fi niciodată egal negativ. Cu un număr negativ. Și îl punem modul. Și atunci îl punem modul ca să nu cumva să păcătuim. Și punând în modul ne-am asigurat că este 3. Ăsta e motivul. Deci radical din x pătrat, totdeauna, radical din x pătrat este modul x. Nu rămâne, rămâne x, Miruna, dacă x-ul e pozitiv și minus x dacă x-ul e negativ, cum a fost aici. Uite aici, dacă x-ul ăsta e negativ, trebuie să schimbăm semnul. Deci din minus 3 transformăm în plus 3. Dacă ai fost radical din 3 la a doua, Miruna, ar fost 3 deodată, da? Și-a căutat tot 3. Păi nu, Miruna. După rețeta asta, fără să punem modul, ar fi fost minus 3. Și ar fi fost o greșeală. Că radicalul ca valoare, după ce lucrează, nu dă un număr negativ. Dă un număr pozitiv. Și noi, ca să nu cum păcătuim, ieșim de sub radical, de ordinul 2, ăsta, în modul. Iar modul îți spune, mă, dacă o fi pozitiv, rămâne așa, iar dacă e negativ, schimb semnul. Și n-ai nicio problemă aici. Da? Deci asta e foarte, foarte, foarte importantă chestie. Așadar... Și asta ca o consecință, radical din A, totul la puterea N este egal cu radical din A la N? Radical din A. A totul, cu tot cu radical. Din A mic. Din A mic, așa. Totul la N? Da. Este egal cu radical din A la N? Sigur că da. A la N. Da. Pentru că... Ce înseamnă aici? Radical din A, totul la a treia, la a patra, la a cincea, înseamnă să-l mulțesc prin el însuși, nu? Deci vine așa. Radical din A, hai să scriem ca o... Nu e ca o consecință a modului, ci... ca o proprietate pe care o înțelegem foarte ușor. Ca o consecință la radical din A, o radical din B. Exact. Asta vreau să spun. De acolo trebuie văzut. Uh-huh. Hai să o luăm așa. Copii, să știi că radical din A, o radical din B, e egal cu radical din... A ori B. A ori B. Corect. Dar dacă zici radical din A, o radical din B, o radical din C, înseamnă tot atât de bine un singur radical din A, ori B, ori C, nu? Dar ce înseamnă radical din A, totul la puterea N? Înseamnă radical din A, ori radical din A, deci radical din A, ori radical din A, ori radical din A, și așa mai departe, ori radical din A, de câte ori mulțit ăsta? De N. Ori, care înseamnă radical din A ori A ori A ori A de unde nu. A? Conform proprietății. Schimbă singur radical și mulțesc ori A de sub radical. A ori A și o mai departe ori A. Care face radical din A la N. A ori A ori A de N ori, radical din A la N. Și iată proprietatea care mi-ai dat-o tu. Acum am Miruna, Mihaela. Mm-hmm. E clar, nu? Așa. Da, 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 e consecință. Da, da, da. A? Produsul e 2 sau mai mult radical. Gata, calculați. Modul din. Calculați. Modul din radical din 3, minus radical din 5, plus
radical din 3 minus radical din 5 plus, plus modulul, da? Plus. Radical din 3 plus radical din 5, tot modulul. Radical din 3 plus radical din 5, 5 minus. Tot aici. Deschideți alt modul. Închideți-l pe al doilea modul. Aha. Aha, minus. Deschideți alt modul, al treilea. Da. 3 minus 2 radical din 5. 3 minus 2 radical din 5. Egal cu. Egal. Anca conduce exercițiul ăsta. Nu, e plus după al doilea, după profesor. După aici, primul, acolo, aici e plus, da? Acolo da. E plus și următorul e minus, corect. Bine, așa. Poftim, Anca. Vedem că la prima este negativ. Așa. Și atunci se schimbă semnul și e minus. Plus în titlul de modul. Radical din 3. Plus radical din 5. Foarte bine. Plus. Plus radical din 3 plus 5. Plus radical din 5. Radical din 5. Este mai așa că e pozitiv, nu? Deci plus radical din 3 plus radical din 5. Așa. Minus minus, acum minus te orient, vezi, faci calcul acolo. Cât e? E negativ. E negativ, sigur. Da. Că aici băga 4, 5, 20 da, și 9. Da. Da? Și fiind negativ, va fi. Minusul lăsăm. Da. Și pun paranteza. Și schimbăm termenii semnul tuturor. Și vine cât minus 3. Minus 3 plus 2 radical din 5. Și egal mai departe cu... Hai te rog acum. Minus radical din 3 cu radical din 3. Și radical din 5 cu radical din 5 face 2 radical din 5. Iar acum minusul din față iar schimbă semnul tuturor și face cât? Plus 3. Plus 3. Minus 2 radical din 5. Și 2 radical din 5 cu minus 2 radical din 5 se reduc și face simplu 3 și terminate ieșiți eu. Modul din 2 minus radical din 5. Modul din 2 minus radical, 2 minus radical din 5. Minus. Închideți modulul, domnul. Da. Minus. Al modul. Minus. Modul minus radical din 3 plus radical din 5. Modul. Radical din 3 plus radical din 5. Da? Da. Închideți modulul plus. Deschideți al modul. 1 minus radical din 3 egal cu. Egal cu. Adi? La primul modul e negativ, de schimbă semnul, și ar fi minus 2 plus radical din 5. Minus 2 plus radical din 5. Minus radical din 3. Minus radical din 5. Foarte bine. Adică a rămas așa, dar te-a afectat minusul din față. Da. Da. Mai departe. Plus 1, de fapt, plus paranteză, iar e negativ și o să ne dea minus 1. Adică spui deodată, minus 1 plus radical din 3, nu? Minus 1 plus. N-are rost să mai punem paranteza și cu plusul acela, pentru că nu schimbă semnul de adaptă. Și egal mai departe cu? Egal cu minus radical din 3 cu plus radical din 3 se simplifică. Reduc. Se reduc. După aia, minus radical din 5 plus radical din 5 se reduc. Da. Și o să rămână minus 2 plus minus 1, adică ăsta, cum era? Minus 1. Maravicios. Ce? Minus 2? Minus 2 minus 1. Minus 1. A, minus 2, minus 3, așa. Minus 3. Ce mai scris tu? Plus minus 1. Da. Minus 2 minus 1 face minus 3, da? Și se terminat cu ieșiți. Altul? Modul din radical din 2. Modul din radical din 2 minus radical din 3. Minus radical din 3. Plus. Deschideți al modul. 2 minus radical din 3. Plus. Deschideți al treilea modul. 1 minus radical din 2. Minus. Deschideți al patrulea modul. Da. Minus 3. Minus 3, da? Da, modul. În modul. Așa. Miruna, te rog. Radical, minus radical din 2 plus radical din 3. Explică-le și prietenilor noștri. Păi, radical din 2 minus radical din 3 de negativ. Da.
Da, și atunci ai schimbat semnul. Da. Corect. Plus 2 minus radical din 3 nu dă negativ, deci e 2 minus radical din 3. Păi unde așa, deci plus 2 minus radical din 3. Adică tu ai văzut radical din 4 aici, radical din 3 și atunci e mai mare radical din 4, corect? Radical, 1 minus radical din 2 dă negativ. Da. Deci va fi minus 1. Minus 1. Plus scrie, radical scrie. Din 2, da, minus 1 plus radical din 2. Tu explicai celul tău. Minus 1 plus radical din 2. Minus 3. Minus 3. Ar face el plus 3, dar minusul din față îl lasă minus 3. Și egal mai departe cu? Minus radical din 2 cu plus radical din 2. Plus radical din 3 cu minus radical din 3. Plus 2, minus 1, minus 3. Și egal cu 2 minus 1, 1, 1 minus 3. Minus 2. Deci răspunsul este minus 2 termategești. Altul? Modul din minus 3. Modul din minus 3. Plus. Deschideți alt modul. Modul din 3 minus radical din 11. Închideți modulul. Plus. Deschideți alt modul. 4 minus radical din 11. 4 radical din 11. 4 da? Minus radical. Așa. 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 Egal cu orca. Egal. Era 3. 3 plus. 3 plus. Radical din 3 ori 11. Acolo e minus sau e radical? Aici e plus și aici e minus între ei. E negativ, te scriem minus 3 plus 11. Plus radical din 11. Da. Plus 4 minus 11 e tot negativ. Deci 4 minus radical e un special negativ? Păi când este că... E pozitiv, da? E 16 față de 11. Da? Da? Deci atunci rămâne a doua, așa, plus 4 minus radical din 11. Și egal cu? Se reduc. Se reduce radical din 11. 11 cu radical din 11. Și 3 cu 11. Oare? În seara. Face rezultatul 4, da? Așa. Iată că l-am scrieți făcut. Tot acolo, domnul profesor, cum s-o supă? Da, 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 da. Radical. Modul din 2 minus radical din 6. 2 minus radical din 6. Închideți modulul. Plus. Deschideți al modul. 3 minus radical din 6. Plus. Deschideți al modul. Minus 2 în 3 și 1 pe 2. În modul, nu? Da. Minus. Egal. Egal cu. Vrem Miruna. Vreți albi, cum vreți. Ce Miruna? 2 minus radical din 6 dă, ne gândim așa, radical din 4 e 2, așa atunci când dă negativ, dă cu minus, da. Atunci vom avea minus 2 plus radical din 6. Minus 2 plus radical din 6. 3 minus radical din 6 dă pozitiv. Rămâne așa. Deci vine plus? Plus 3. Minus radical din 6. Plus. Plus 5 pe 2. Plus 5 pe 2. Și egal cu? Și este egal cu plus radical din 6 minus radical din 6 îi reduc. Se reduc. Minus 2 plus 3, adică 1 plus 5 pe 2. Amplificăm 1 cu 2 și va fi 7 pe 2. 1 plus 5 pe 2, deci face 7 pe 2 rezultate, da? Adi, te rog pe tine acum să vedem ce ieșiți. Modul din 3 minus 2 radical din 2. 3 minus 2 radical din 2. Închideți modulul. Minus. Modul din minus radical din 2. Minus radical din 2. Da. Minus. Deschideți alt modul. 1 minus radical din 2. Plus? Minus între ele. Minus. Deschideți alt modul. Da. 1 minus radical din 2. 1 minus radical din 2 e egal cu...
modul de 3 minus radical din 4, adică e negativ. Atenție! Păi deci în 4, când îl faci pe 2, cât este el? 2 la 2 și ori 2 faci 8. Deci 2 ăsta când intră sub radical nu intră așa liber. Intră cu obligația de radical fi la 2. La 8. 4 ori 2, 8 și vine 3 minus radical din 8. Păi nimic radical. Păi pozitiv. Și pozitiv, da, radical din 9. Și rămâne la fel. Și rămâne așa, deci vine 3 minus 2 radical din 2. Da. Minus radical din 2. Da. Minus... Minus, găsit paranteza. Da, și o să fie minus 1 plus radical din 2. Minus 1 plus radical din 2, corect. Și egal mai departe, da, continuu. 3 minus... Introducem 2 în radical. Lasă-l. Că minus 2 și cu minus 1 fac minus 3. Știi? Reduși termenul asemenea. Deci, deci vine 3 minus 2 radical, radical, 3 radical din 2. Că minus 2 de ăștia, minus 2 merge și încă minus 1, minus 3, da? 3 minus 3 radical din 2, minus... Atenție! De fapt e plus. Plus 1. Plus 1, minus radical din 2. Și egal mai departe cu 3 și cu 1, 4. Da. După aia 3 radical din 2 cu minus radical din 2 se reduc. Păi nu se reduc. Că aici e minus 3 și din aici e minus 1. Minus 3, minus 1, minus 3, 4. Minus 4. Minus 4 radical din, minus 4 radical din 2. Deci 4 minus 4 radical din 2, l-a spus cu asta. Mai vedem încă o dată, să nu fie greșit, adică. 3 radical din 2. Deci mai facem încă o dată. 3 minus 2 radical din 2, a rămas așa. Da. Minus plus radical din 2, dar în cauza minusului aici vine minus radical din 2. Da. Și 1 minus radical din 2 e negativ și schimbăm semnul. Minus 1 plus radical din 2. Sau radical din 2 minus 1. Care dă minus radical din 2. Minus radical din 2, iată. Deci plus 1. Da. Și acum, vedem. Avem 3 de aici, fiindcă este vorba de... Da, 3 și cu minus 2 radical din 2 și cu minus radical din 2 fac minus 3 radical din 2. Da, și cu plus 1 minus radical din 2, 1 și cu 2, da. 4 minus 4 radical din 2. Ați spus corect, 4 minus 4 radical din 2. Din luna, nu ți-a dat așa. Mi-a dat 4 plus 4 radical din 2, deci acum vedeți. Hai să ne uităm, hai să ne uităm. Corect. Deci urmărim calculul. 3 minus 2 radical din 2. 1 acolo, 3. 3 minus 2 radical din 2 e bine, nu? Că rămas așa. Da. Minus radical din 2 în modul face plus radical din 2. Și din cauza minusului din față... Am fost atentă. Păi atenție, da. Bun. Nu-i nimic, nu. Și acum, pentru... Tudor. Tudor, da. Acum vă dau. Radical din, într-un modul, radical din 15 minus 4. Modul radical din 15 minus 4 în afară. Da. Așa, așa, am spus bine. Plus, deschideți la modul, 3 minus radical din 15. Plus, da. Modul din minus 7. Modul din minus 7. Atât? Da, egal cu. Radical din 15 minus 4. Deci rămâne așa? E modul aici. Da, rămâne radical din 15 minus 4. Totul rămâne de acord? Da. Mie la ta și tu. Nu, eu nu sunt de acord. Ta și tu. E radical din 15 minus radical din... 16. Dacă am 5 minus radical din 16 e negativ, de schimbăm semnul. Deci vine minus radical din 15 plus 4. 4. Mai departe. Plus, nu, minus 3 plus radical din 15. E bine? Da. Așa, deci vine minus 3 plus radical din 15. Minus 7. Pentru că plus cu minus dă minus. Dar e modul. Dar e modul de minus 7. Și modulul rezolvă el pe minus 7, face plus 7. Deci nu e mulțire acolo, nu e
nu-i plus pe lângă minus 7, în paranteză, e modul. Deci rămâne cât aici, plus 7. Și egal mai departe? Egal cu minus radical din 15. Plus radical din 15 se termină? Da, radical din 15 se reduce cu radical din 15 și dă plus 4 minus 3, plus 1, plus 7, 8. Și pentru Anca acum, modul din, modul din 3 radical din 3, da, minus 5, Anca, plus 3 radical din 2, minus 2 radical din 3, în modul, minus 4 radical din 3, minus 3 radical din 4, egal cu. Nu prea să văd individual da. Acolo. Cinci, 25. 3 îl băgăm sub radical și face 9 ori 3, 27. Deci e pozitiv, nu? Rămâne așa. Deci 3 radical din 3. Minus 5. Tu n-ai înțeles. Ba da. Deci îl băgăm pe ăsta sub radical. Când îl băgăm din 3 la a doua, adică 9, da. 9 ori 3, 27, și aici în loc de 5 zicem radical din 25. Și comparăm pe radical din 27 cu vecinul radical din 25. E clar că radical din 27, adică da. Este pozitiv mai mare. De ce rămâne așa? Da, înțeles. Da? Te-am văzut că nu ți era clar și de ce am insistat? Spuneam și altă dată că foarte repede îmi dau seama, da? Plus. Plus 3 la a doua. Ori 2. Adică radical, modul, vrei să scrim așa, modul radical din 9 ori 2, 18, minus? Minus 2 la 2 ori 3. Adică radical din 4 ori 3, 12. Ca să-ți vine ție ușor să le compari. Da, și tot pozitiv. Deci rămâne tot așa, așa că rămâne pozitiv și îl lăsăm neatins. Mai departe, minus 4 la a doua ori 3, adică 16 ori 3. 16 ori 3. 3 ori 6 ori 48. Da? Deci minus modul din radical din 48 și vecinul său 9 ori 4, 9 ori 4, 36. Minus radical din 96. Și acum egal mai departe, le luăm din nou 3 radical din 3, minus 5, plus 18, acum pe 18, 3 radical din 2, plus 3 radical din 2, pentru că ne întoarcem înapoi, Anca, da? 3 radical din 2, minus 2 radical din 3, și minus, acum, 4, 36, 36. Este. 36. Și ce părere ai? E negativ, e pozitiv? Rămâne așa. Că 48 fără 36 e pozitiv, da? Da, minusul din față. Și minusul îl punem aici, ca să înțelegeți toți. Rămâne așa, lăsăm minusul aici, vine minus 4 radical din 3, adică acesta de aici, minus 3 radical din 4, care cât este radical din 4? 2. 3 ori 2, 6. Da? Minus 6. Dar uitați-vă că domnul profesor a pus într-o paranteză. De-aia n-a schimbat semnul. N-a schimbat semnul, Adi, da? Am spus minusul când îi vine timpul, dar acum am vrut să lucrez la 48. Am revin la 48, că e 4 radical din 3. Tudor. Ești de mâine, că mai am avut o discuție prietenească noi. V-a ascultat ce spune Miruna. Da, Miruna. Miruna. Da, tu ești cu urechea mai atent la ce spune Miruna sau la ce spune Profona? Da? Ești atent la ce spune aici. Așa, da. 4 radical din 3 și 36 este 6. Și le luăm acum.
Egal cu, te rog să vorbești. Egal cu 3 radical din 3. 3 radical din 3. Minus 5 plus 3 radical din 2. 3 radical din 2. Minus 2 radical din 3. Da. Minus 4 radical din 3. Așa. Plus 6. Plus 6. Și egal. Și e scris, e scris, da. Și tu tot, da? Și acum reduci în termeni asemenea. 3 radical din 3 minus 2 radical din 3. 3 radical din 3 și cu minus 2 radical din 3. Radical din 3? Facem un singur radical din 3. Deci 3 de ăștia, așa, minus 2 face unul singur. 1 și cu minus 4. 1 radical din 3 care și cu minus 4. Minus 3 radical din 3. Deci egal cu... Tudor, aș mai zice mere în obiectul radical din 3. Minus 3 radical din 3. Și minus 5. Minus 5 și cu plus 6. Plus 1. Mai avem și tu 3 radical din 2 după. Și acum urmărim cu plus 1 aici, da? Plus 1, da, corect. Plus 1 și urmărim pe ce cu radical din 2. Radical din 2, 3 radical din 2. Atât. Plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Și lăsăm așa, nu? Așa îngheață eu, nu mai am ce face. Am redus radicale asemenea, făcut... Deci observați că v-am dat un risc parcă mai interesant decât... În, până acum de prin culegere. Că avem și cu radical din 2 și cu radical din 3. Am și băgat sub radical și am scos și am făcut. Și eu am un asemănător. Da? Da. Te rog acum. Modul din 3 radical din 3. Da? Nu uitați de la șișel. La șișel, corect. Da. La fiecare moment de ăsta, când îmi pare că este interesant, să le spun un prieten vostru să-ți facă așa. Că mă uite de la șișel. Da, da. Deci modul din 3 radical din 3 minus 5. 3 radical din 3 minus 5. Minus 5. Decideți modulul, minus. Deschideți altul. 4 radical din 3 minus 5. 4 radical din 3 minus 5. Plus. Deschideți alt modul. Modul din 3 minus 2 radical din 3. 3 minus 2. 2 radical din 3. Da. Închideți modulul. Deschideți altul. Minus. Modul din radical din 3 plus 2. Radical din, din 3, 3 plus 2. Plus 2. Închideți modulul. Egal. Egal cu... lucrează Anca. Anca, Adi. Adi, Adi. Eu? Nu, cu Adi, că nu mai lucrează de mult. Adi. Știu. Nu te-am auzit, Adi. Se păstrează. Nu, se păstrează, da, că e 27 da. Și 5, da? Și 20, da. E 27, și da, radical da. E 25. Da, da. Se păstrează, rămâne pozitiv. Deci e egal cu 3. Radical din 3. Minus 5. Da. Așa, și acum se vede. Cât discutați voi, să închid căldura că... La fel, da. Sunt că... La fel. Hai, analizează tu ca să fii pregătit până când vine domn profesor. La fel. Cum adică la fel? Păi da. Păi aici e 25, aici 4 la 2. 4 la 2 e 16. Da. Hai mai puțin. Da, 4 la 2 e 16 ori 3? 48. Deci, da. Da, nu puteai să faci nici nu. Și aici e 9. Deci... Hai, Adi, ești cu 8. Hai, Adi. Uite, nu știu la tău. Nu, nu, vin domnul profesor acum. Așa cum m-ai gândit, Adi? Se păstrează... Se păstrează da. Că e 16 ori 3, 48, face 25, da. Deci se păstrează, zice, minus pe lângă, deschid 4 radical din 3. Atenție, pun paranteza, da? 4 da. Radical din 3, minus 5. Închidem. Plus. Aici nu mai păstrăm semnul. Nu mai păstrăm pentru că e... E negativ. 9 și 4, 3, 12. Deci vine minus 3, putem pune deodată. Da, minus 3 plus 2 plus radical din 3. Da? Minus 3 plus 2 radical din 3. Și ăla îl lăsăm. Și acolo lăsăm. Și din cauza minusului schimbăm da. Semnul. Deci vine minus radical din 3. Vorbește. Minus radical din 3, minus 2. Și egal mai departe cu, vom spune de desubt, 3 radical din 3, minus 5. Minus 5, minus 4 radical din 3. Minus 4 radical din 3, plus 5. Minus 3. Da.
plus 2 radical din 3. Auzi, de aici când putem opera, o și facem. Minus 3, trebuie să mă uit la început ca să nu mai pierd timpul. Minus 3 și cu minus 2 face minus 5. 5. Minus 5 și 2 radical din 3 scăzut un radical din 3. Minus 2 radical din 3 minus radical din 3. Plus radical din 3, da? Da. Și egal acum mai departe cum? Să facem același lucru și pentru 3 radical din 3. Deci luăm la un capăt al de radical din 3 și reducem, da. Termina cu ei. 3 radical din 3 și cu minus 4 radical din 3. Parcă e minusul radical din 3, da. Și cu plusul radical din 3? 0. Deci am terminat cu ei. Și doar avem minus 5 plus 5. Minus 5, 0. Da, și rămân doar minus 5. Terminat, te ieși minus 5, da? Modul din 7 radical din 2 minus 9. Modul din 7 radical din 2. Din 2. Minus 9. Minus 9. Închideți modulul plus. Al modul. 7 radical din 2 minus 10. 7 radical din 2 minus 10. Închideți modulul plus. Modul din minus 3. Modul din minus 3. Egal cu? Egal cu? Tudor? Nu se schimbă semnul. De ce? Pentru că 7 băgați sub radical 49 ori 2 49 ori 2 98 și față de 91 de 91 este mai mare și rămâne așa, da? Da. Deci vine 7 radical din 2 minus 9 plus plus 7 la 2 tot la fel în 89 minus dacă îl bați sub radical de 10 la minus 100, da. Și este, se schimbă. Se schimbă pentru negativ, deci vine minus 7 radical, 7 radical din 2 plus 10 plus 10 Pe n-a schimbat? Când a zis minus 7 radical din 2 plus 10? Plus 3. Plus 3, da. Și egal cu? Este egal cu 7 radical din 2. Minus 7 radical din 2. Da. Le reducem. Da. Și avem minus 9. Avem plus 1, 4. 1 și cu 3, 4. Terminat aici, 4. Acum, la introducerea factorilor sub radical, domn profesor, să mai lucrăm un pic? Da, facem. Dar un pic mai da. E minus, da, minus radical din 147. Minus radical din 147. Minus radical din 192. Plus radical din 243. Plus radical din 300. Miruna. Păi descompune. Așa, deci pe 147 unde parte. Da, egal de 147 este egal cu... Ne împărțim cu de 2, 1. Dar vedeți, nu-i stragi. Nu-i stragi radical. Nu-i stragi. Nu? Îl descompunem. Nu. Îl descompunem, mama, că doar știu că descompunem. Da, și deci nu trebuie să... Deci nu putem așa și că s-ar putea să nu fie pătrat perfect. Exact. Și nu este pătrat perfect. Cu siguranță. 121, 144. Da. 140. 169. Da. Deci nu poate să fie. Așa, dar... Prin 3. 1 și cu 4, 5 și cu 7. Deci prin 3. 3 în 14. Hai, Miruna. Zi 3 în 14. 3 în 14. 4, 12, 27, 9. Lasă-o, lasă-o, ca să poate să gândească în ritmul ei. Dar nu știu că e aici. E aici, este aici, dar un pic să intri în negheșițiu. Totdeauna se întâmplă așa, fac o pauză. Fiecare are un ritm al lui. Fiecare are un ritm al lui. Sunt momente când se merge foarte rapid, când e condensă, până când se întâmplă în priză, da? Am schimbat exercițiul, domnul profesor, am înțeles. 3 în 14 de 4 ori. 2, 7 îl coborâm, 27. 3 în 27 de? De 9 ori. 9 ori. Și acum 9 ore aici trebuie să spun și eu. Da. Și acum 49, Miruna merge prin 7. Da.
7 în 49 de 7 ori, 7 îl pune și 1. Da. Da? Și acum, 147 egal cu pot spune egal mai departe cu minus radical din minus 3 ori 7 la 2. Da. Da? E bine, corect. 3 ori 7 la 2. Dar nu putem să scriem direct 3 ori 7 radical, minus radical din 3 ori 7. Cum? Minus radical din 3 ori? Altfel vrei să spui tu, dar lăsăm... Minus 3 ori 7. Nu 3 ori 7. Ia să vedem cine știe. Ia să vedem, deodată. Unim 7, facem 7 și cu 7 scatem o dată și vine egal cu 7 radical din 3. Minus 7 radical. Minus 7 radical. Dacă este minus, înfață minus 7 radical. Da. 7 la 2, scoate. Ăsta a scăpat de radical. Da? Deci 7 de ăsta scapă de radical și vine în față. Da? Și atunci minus 7 radical din 3. Pentru că ne-a legit altfel. Cum? Ne-a pus câte perechi avem. Avem acolo, unim 7 cu 7 și dacă sunt acolo două, punem în față cel este mai mare și după radical 3. Da, nu mecanic, mă. Nu mecanic. Nu mecanic. Păi uite, acum. Tudor. Acum, Tudor. Radical dintr-un produs egal cu radical din fiecare. Aș fi zis radical din 3, un radical din 7 la 2. Radical din 7 la 2 este 7. Și de aceea din 7 radical din 3, ca să nu spune o minune, vă învăța doamna, că nu știu ce, nu știu cum. Dacă este nu, explicația toată matematică, trebuie văzut, nu mecanic. Știi bine că eu sunt revoltat împotriva acelei ce înseamnă partea mecanică. Da? Când am învățat așa cu celălalt, dacă nu știu ce, pereche, chestia e atâta. Radical din fiecare, când radical din 7 la 2, 7 rămâne liber. Iese de subradical. Da? De ce 7 iese de subradical? Dacă ai fost 7 la 4, ca și mai spune 4 împărțit la 2 și rămâne 7 la 2. Da? Da. Am mai făcut noi asta, dar să facem. Să mai lucrăm, da. Vedeți să lucrăm așa, că nu, ca să stăpânească, domnul profesor. Minus. 192. Iar nu-i pătrat, perfect. Prin 2. 192, iar descompunem. Prin 2, 86. 86. 2. 43. 43. 83 rămâne. 96, domnul profesor. Auzi, 96, tu m-ai zis așa în copil. 9 ori 2, 18, 96. 96, Miruna, da? 96. Da, prin 2. Atenție, nu mai iar intervine, ci și voi sunteți atenți. Eu, tot așa, 192, deci prin 2, 96, iar prin 2, 48, Miruna. Da, da, adică așa ne dăm seama că voi sunteți aici cu noi. Sigur că da. Pentru că nu observați greșelile. Prin colegilor. Noi așa ne dăm seama că voi nu participați la lecții. Căutați desenează pe tablă. Deci, eu mă las foarte atent, așa cum spune acela, cu gândul că voi descoperi sau nu greșeala. Ăsta e jocul pe care îl fac. Hai să ne dăm seama că, uite, se bloca acolo la 43 și uite la 48, mea mai merge. Și-o luam pe 43 ca un număr prim și am făcut o prostie. Da? Ei, bine. 48, continuăm. Tudor? Tudor. 48 împărțit la 2, care dă 24. Iar prin 2. Iar prin 2, 12. Iar prin 2. Iar prin 2, 6. Iar prin 2, 3. 3 și 1. Și 1. Ia să vedem, de câte ori 2 la 2, domnul profesor, acum? De câte 2? 1. Nu, 2, să zicem 2 la 6. Da, 2 la 6. Deci radical din 2 la 6, ori 3, nu? Plus. 243, 243, îl descompune Adi. 243, poate. Prin 2, nici vorbă. Că ultima cifră nu-i pară Adi. Deci nu se poate prin 2. Prin 3. Prin 3. Că 2 și cu 4, 6 și cu 3, 9, 9 se poate la 3. Da. Prin 3. 3 în 24. 8. 81. 81. Iar prin 3? Da. Cât era? 3 în 8 de 2 ori. Da, de 2 ori. Pe unul în rest 2, punem pe unul lângă el, 21. 7. 27. Iar prin 3? Iar prin 3 și ne dă 9. 3, da. 3, 3, 1. Adică e 3 la 1, 2, 3, 4, 5 și 3 la 5. Deci radical din 3 la, 3 la puterea a 5 plus radical din 300. 300. Putem face că 2 ori 5?
2 ori 5, 2 ori 5, sau da. 3 ori 10 la a doua. 3 ori 100, ori 100 înseamnă 3 ori 10 la a doua. Da. Deci plus 3 ori 10 la a doua. Corect. Combine așa, mult mai bine. 3 ori 10 la a doua. Aici, dacă vreți să-l fac primit, nu dacă nu înțeles. Da? Acum, hai te rog să urmărim de aici încolo. Tu vreau să faci... Egal cu minus 7 ori radical din 3, corect. Toată lumea e de acord? Da. Minus Anca, 2. Tu ești de acord? Minus 7 ori așa. Da, este așa. Minus 2 la 3-a. Ori radical din 3. Toată lumea e de acord, 2 la 3 ori radical din 3? Da. Și cum a gândit ea? Păi când o facem de sub... Așa? Se jumătățește exponentul. Da? 6 împărțit la 2, jumătate ori 6 e 3. 2 la 3 ori 3, da? Plus? Plus radical din 3 la 4 ori 3, adică... Hai să scriu radical ca să înțeleagă toată lumea, radical din 3 la 4 ori 3 și data viitoare să facem mișcarea. Plus 10 ori radical din 3. Da, și egal mai departe cu? Anca. Minus 7 radical din 3, minus 8 radical din 3, da, Anca? Da. Și mai departe, Anca, te rog. La 5-a, nu, 3, păi ne înapoi, nu 3 la 2 radical din 3. 3 la 2 radical din 3, deci s-a jumătățit exponentul ăsta. De aia l-am scris. Deci 9 radical din 3. 9 radical din 3 plus 10. 10 și cât facem? Hai să facem calcul, Adi. Păi minus 7 radical din 3 cu 8 minus radical din 3. Cu minus 8 radical din 3, da. Minus 15 radical din 3. Corect. Minus 15 radical din 3. 4 radical din 3. Plus? Plus 9 radical din 3. Și plus 10? 19 radical din 3. Plus 19 radical din 3 și facem cât? Egal cu cât era? 4 radical din 3. Și atât. Cu 4 radical din 3. Da. Egal cu 4 radical din 3. Vedeți aici și semnul algebrei, le vedem. Corect. Vedem ce înseamnă radical de asemenea. Adică de asemenea să aibă același indice, aceeași parte sub radical, da? Acum văd, dar una altă expediție frumos. Da? Hai să lucrăm cu modul. Nu mai sunt, am terminat toată tot ce era modul în două culege. Hai să vedem acum. 2 radical din 3. 2 radical din 3. Ori radical din 3. Ori radical din 3. Minus 5. Minus 5. Fac și șancuța, de exemplu. Da. Da. Ceva mai simplu acum. 3 radical din 2 la 2, nu? Radical din 2 la 2 ori 3, nu? Nu, 3 ori radical din 3. Tu vrei să-l băgat pe 2 la 2, da? Da. Deci vine 2 la 2 ori 3. Deci 2 la 2 ori 3, 6. 2 la 2 ai zis. 2 la 2 ori 3. 2 la 2 ori 3. Se jumătățește 2 la 2. Și te întoarce înapoi. Sau... Pe când se jumătățește, te scos. Păi nu e 2 ori radical din 3 la 2? Și radical din 3 la 2 ai 9. Păi radical din 3 ori radical din 3. Da. Deci trebuia să spui așa, tu... Da, cât e? Deci nu știu. 2 ori radical din 3 la 2. Radical din 3. La 2. Ori radical din 3. Înseamnă radical din 3 ori 3. Da. 3 ori 3, că știm eu proprietate. Uite acolo. Și egal mai departe cu 2 minus 5, ori radical minus 5, da? Minus 5. Cât și facem final 2 ori radical din 9, care înseamnă 2 ori 3, minus 5. 6 minus 5 egal cu 1. De ce v-ați împotmorit? De ce am crezut că aici o să meargă cel mai repede și... Pentru că aici n-ați sesizat proprietatea. Radical ori radical. Scrim un singur radical și mulțim partea sub radical. Nu! Da? Nu! Radical din 9. Așa. 6 radical din 14. 6 radical din 14. Împărțit la... Împărțit la... Deschideți o paranteză rotundă. Minus 3 radical din 7. Așa. Închideți paranteza. Plus 4 radical din 2. Plus 4 radical din 2. Egal cum. Este egal cum. Cine să lucrezi, domn profesor? Să lucreze Adi.
probabilă. Ai nu știu. Păi, știi? Hai, adu-ți-o. Păi, hai să vedem, Adi, cum gândești tu? Radical din 14 putem zice 2 ori 7, Adi. Da. Da. 6 radical din 2 ori 7. 6 radical din 2 ori 7. Radical din 2 ori 7 putem zice radical din 2 ori radical din 7. Corect. Deci o luăm așa. 6, hai să o luăm ușor. 6 ori radical din 2 ori 7. Radical din 2 ori 7. E 14 acela. Da, da, da. Împărțit la... minus 3 radical din 7 plus 4 radical din 2. Și este egal mai departe cu 6. Radical dintr-un produs înseamnă radical din fiecare. Corect. Deci adică o să zic 6 ori radical din 14. 6, păi da, bună dimineața, la început. Păi da, mă închinui ca să mă torn înapoi. 6 ori radical din 2. Radical din fiecare. Radical din 2 ori radical din 7. Da? Da. Împărțit la minus 3 radical din 7 plus 4 radical din 2. Și îi dau mai departe cu. Păi radical din 7 împărțit la minus 3 radical din 7. Hai să facem partea numerică, fără radical. 6 împărțit la minus 3. Da. Când minus 2. Și am terminat cu minus 2, deci partea numerică. Acum, radical din 2 ori radical din 7, împărțit la... fără 6, că am terminat cu 6. 6 am terminat, l-am făcut cu 6. Radical din 2, da, da. Deci 6 împărțit la minus 3 mi-o dat minus 2 miros. Da. Și acum, radical din 2 ori radical din 7, împărțit la radical din 7. Adică radical din 2. Rămâne mai radical din 2. Da. Că dacă am un produs împărțit la unul din ei, mm-hmm, rămâne celălalt factor, da? Corect. Ce nu ți-e clar aici? Radical din 2 plus 4 radical din 2. Deci minus 2 radical din 2. Da. Da. Minus 2 radical din 2 plus 4 radical din 2. Da, pe 4 nu putem să zicem. Da, să le introducem și ar fi 2 ori 2 la 2, adică 2 radical din 2. Poți fi 2 la 2. 2 ori 2 la... pe 2 4 ori, dacă vrei să-l întorci pe 4, 4 când intri sub umbrela asta, e 4 la a doua. 4 la a doua e 16. Dar de ce să strici jocul, mă? E de așa, dacă ai fi avut radical din 16 ori 2, atunci tu te întorci înapoi. Că acum ai minus 2 radical din 2 și cu 4 radical din 2, adică... E 2 ori radical, e 2 ori 4. Adică 2 ori radical din 2. Nu, 2. Cu ce semnă? Cu plus. Cu plus. Păi da, mă, dar aveți minus 2 umeri plus 4 umeri mai. 6 ori radical din 2, nu? 6? 6, minus ăștia, măi. Lasă radicalul, ai 4 minus 2, Miruna. Ca și cum aș zice minus 2 plus 4 și este egal cu 2 radical din 2. Vai, domn, profesor, simt mai gând din astea. Da, păi, trebuie exersat atenție multe. Eu mă întorc și spun, părea aici că e dificil, da? Da. Pentru că voi nu se zizați că radical din 14 îl putem scrie radical din 2 ori radical din 7. Radical din 2 ori radical din 7. De fapt, la urma urmei, ca și cum ați face pe 14 împărțit la 7. Ai face 2. Și puteam să scriem ca o fracție și vedeam mai repede. Sigur că da. Scriam ca o fracție sau 6 împărțit la minus 3 fac minus 2 și era deodată minus 2 radical din 2. Pentru că 14 împărțit la 7 face 2. Viteza mai mare. Dar eu am luat-o ca melcul. Așa, ca să înțelegeți de ce. Radical din 14 este 2 ori 7. E radical dintr-un produs, e radical din fiecare și am aranjat ca un produs de 3 factori împărțit la 2 factori. Și acum urmăresc simplificările, cum spunea mai devreme Mihaela, 6 la minus 3, radical din 7 cu radical din 7 se simplifică. I-ar fi plăcut, mai repede să vadă așa, 6 radical din 2 ori radical din 7, supra, minus 3, radical din 7. Ia uitați-vă, nu simplificați. Și acum 3 cu 6 se simplifică, radical din 7 cu radical din 7, sus rămâne 2, minus 1 aici și facem minus 2 radical din 2. Nu vine mai clar așa?
Eu v-am văzut că sunteți pierduți, nu mai urmăreați. Minus 2 radical din 2, deci vedem exact cum... Nu-i mai ușor așa? Scris în formă de fracție pentru simplificare, ceea ce exact. Mai ușor de văzut. Noi eram preocupați că... Și aici minus 2 meri plus 4 meri. La geometrie. La geometrie. Minus 3, hai să vă dacă trecutora. Și 55. 55, oprim. Oprim? Da.